Salutare! Astăzi vom face un vlog și în primul rând îmi cer scuze că n-am mai filmat de mult timp, dar astăzi vom filma din nou. Avem o praștie și vă voi spune din ce este făcută și cum se trage cu ea. În primul rând, ea este făcută din lemn. Nu contează, poate să fie lemn de orice, elastic, dar să fie destul de puternic, și o limbă care se numește care este o bucată de piele. În primul rând, vreau să vă spun că punem o piatră aici și după aia o ținem strâns. Dacă eu voi lungi un pic de tot elasticul, o va arunca foarte aproape. Adică nici n-a aruncat-o, a aruncat-o pe dreaptă. Acum, dacă vă întinde un pic mai mult elasticul, ia să vedeți o mică diferență. Deci, deja s-a dus acolo. Acum voi întinde elasticul cât se poate de mult. Și voi arunca. Deci, s-a proptit și în vie și în garcitate a ajuns la vecin în mijlocul curții. Deci așa se trage corect cu o praștie. Dar vreau să vă mai arăt ceva. În primul rând, trebuie să țineți bine piatra, să nu vă cadă. Că dacă vă cade de aici, nu veți putea să trageți. Uite, dacă eu o întind, sper că se observă cum se întinde, dar eu voi întinde un pic și a aruncat-o fix jos pe acel preș. Vom arunca din nou și de data asta un pic mai tare, mai la jumate. Deci deja a aruncat-o foarte departe. Iar noi, dacă vom arunca mult mai departe, se va duce chiar și mai departe, dacă vom trage din ce în ce mai mult. Mi-a rămas o piatră și ca să nu vă plictisesc, voi trage acum cu ea. 3, 2, 1 și start! Deci cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul.